Hello, hello, fraților, și bine am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. De data aceasta ne aflăm pe mapa cea nouă și să sperăm că vom reuși să ieșim victorioși. Acesta nu este un episod normal, însă este un mic episod în care vom încerca să ne continuăm aventura noastră magică spre rank 1. Aventura noastră mirabolantă spre rank 1. Probabil nu v-ar veni să credeți ce rang sunt acum, dar sunt rang 3, fraților, cu două pipuri și să sperăm că reușim să facem și noi ceva bun, să ajungem rang 1 până la sfârșitul sezonului. Iar după aceea voi încerca să ajung rang 1 și cu killerul. Dar momentan vreau să mă bazez pe survival. Ok, eu nu știu ce killer este. Probabil The Wraith. Aș presupune eu. Ok, să terminăm și acest generator după să mergem încolo. Presupun. Perfect. Probabil killerul va fi confuz și nu va ști în care direcție să meargă. Dar noi suntem deciși și vom merge în direcția aceasta. Este The Wraith, știm ce killer este acum. Și este ok, adică The Wraith este ok, nu am nicio problemă împotriva lui. Este ușor de dat juke pentru Wraith și este ușor să scap de Wraith și să îi dai flash cu flashlight. Adică cu lanterna, știți voi. Bine, este extrem de ușor să faci juke pe el. Oh, man. Oh, man. Ok, nu știe niciunul în ce direcție să meargă. Dar probabil vom merge încolo. Cel puțin așa pare. Așa să dăm și noi cu crouch. Hai să intrăm în această clădire, The Asylum, azilul sau mă, nu știu, nu știu sigur, dar e ok, înțelegeți voi ce vreau să zic. Haideți să facem și acest generator, iar după aceea va trebui să ne cărăm cu toții. Haide, frățiorul meu, să mă rog, sora mea. Nu fi speriată. Continuă-ți aventura. Haide, știu că poți. Putem. Cineva e o diversiune pentru killer, atâta timp cât noi putem face asta. Killerul va fi distras. Așa. El merge înapoi acolo. Acum să vedem unde este o ieșire. Și să sperăm că nu are nou un escape path, pentru că ar fi devastant. Sau devastator. În fine, mă înțelegeți voi. Pentru ce faci asta? A. Ușa este deschisă, e perfect. Vedem din ce. Haide, nu e problemă. N-am putut să-i mai dau blind. Dar este ok, fraților, este ok. Și uitați-vă și voi, fraților, avem rang 3 cu 3 pipuri, este perfect. Hai să vedem ce face și killerul. Tipul acela este glitchuit sau ce? Nu. Este aici, încearcă să mai facă câteva puncte. Să dea juke killerului și după aceea să facă generatorul, presupun, sau ceva de genul.
iar celălalt este ascuns într-un dulap. Perfect. Săracu, rang 20, niciun perk, nimic, 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 absolut nimic. Și după cum puteți vedea, un rang 4, un rang 1, un rang 3, adică eu, rang 19 și rang 20. A fost ok, însă cam atât pentru acest scurt episod cu aventura noastră spre rang 1. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu. Ok, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share pentru că mă ajută extrem de mult și nu uitați să dați subscribe în cazul în care doriți să stați la curent cu toate episoadele pe care le voi posta pe acest canal. La revedere!